Toată lumea vorbește, sigur, din cei care opun rezistență, la adăpostul unor sintagme cu caracter absolut general și de multe ori fără acoperire, fără fundament, fără conținut. Se încalcă independența. Bun, dar prin ce se încalcă independența? Prin faptul că un magistrat nu s-ar mai putea pensiona azi și reîncadra mâine? Se încalcă independența justiției? Prin faptul că unui magistrat îi rămâne casa și după cât toată viața, cât îi pensionar, și după ce iese la pensie, și moștenitorilor lui, se încalcă independența justiției? Prin faptul că un procuror stă 20 de ani, 25 de ani procuror, și eu am fost procuror, se specializează, adică nu vorbim de, nu punem la îndoială capacitatea, competența, dar se specializează în acea direcție, după aceea, potrivit propunerilor noastre, n-ar putea să mai treacă din procuror în judecător, că este o altă specializare strictă, sigur, iar într-un stat de drept, nimeni nu poate să pretindă că știe normativul juridic pe toate componentele lui. Formularea pe care am folosit-o la începutul emisiunii, spunând că este isterie,